Gazmetan a învins cu 2-0 Cups și merge în turul 3 preliminar al Europa League, acolo unde va întâlni formația germană Mainz. Ciprian Petre și Ovidiu Hoban au marcat golurile primei victorii europene din istoria grupării de pe Târnava Mare. Gaziștii au început în jumătatea adversă returul contra finlandezilor de la Cups. Ciprian Petre, Eric și Hoban au avut șansa de a deschide scorul, însă golul a venit abia în minutul 36. Ciprian Petre a luat o acțiune pe cont propriu și a șutat la colțul lung fără speranță pentru portarul Hilander. La 9 minute după reluare, gazmetan și-a dublat diferența de pe tabela de marcaj. Ovidiu Hoban a trimis în plasa porții de la 8 metri, iar formația lui Cristian Pusta-i visa deja la Mainz. În minutele de final, Eric și Pârvulescu se întrec în ocazii la poarta adversă, în timp ce Pleșca are o intervenție de senzație în minutul 90 la o lovitură liberă executată de finlandez. Fluierul de final a consfințit prima victorie în Europa League pentru gazmetan, care va juca săptămâna viitoare în Germania cu Mainz. Onnittelut tietysti vastustajalle oli parempi joukkue, mutta meillä oli se meni hyvin pitkälle tavallaan meidän suunnitelmien silleen mukaan, että meillä ne paikat niinku vastaajat oli tehdä maali, mutta ei tällä kertaa tehty. El vrea să felicite echipa gazdă și ei a avut ocazie de goluri. Dar nu, mers, ce voi să faci? Trebuie să mergem mai departe. Ocaziile care trebuia să facă, din ocaziile care le-a avut, trebuia să facă goluri, dar ce poți să faci că dacă adversarul este mai bun și s-au folosit de locurile de gol? A fost un meci frumos, o caracteristică deja la Mediaș, un meci cu suspans, cu emoții, cu treceri de la agonie la extaz și invers. Am abordat meciul la victorie, am încercat să înscriem repede gol, am jucat 4-1-4-1 până am reușit să înscriem două goluri cu jucători mai mici de statură, dar rapizi. Am riscat pentru că la faze fixe puteam să avem probleme. Ziceam și ieri că sunt două condiții pentru a ne califica, să înscriem goluri și să nu primim gol. Au fost îndeplinite amândouă, așa că nu avem decât să ne bucurăm. Să ne bucurăm astăzi, dar să ne bucurăm rezervat, pentru că urmează luni meciul de campionat cu echipa din Brașov și până la urmă trebuie să fim foarte atenți. Campionatul acesta va fi sigur mult mai greu decât campionatul trecut, pentru că eu consider că sunt 10 echipe care s-au întărit și lupta pentru locurile care duc în Europa va fi foarte acerbă. A fost o atmosferă frumoasă, este încântător și, ce să zic, după 5 ani ne bucurăm de o muncă grea, dar frumoasă. E o meserie pe care ne-am ales-o, pe care ne dorim, care o facem cu plăcere, are ne scoate și fire de păr alb, dar de ce să nu câștigăm greu dacă e mai frumos?